Vrem noi sau nu, dar online-ul devine un mediu tot mai populat și nu este un lucru neapărat rău. Acolo întâlnim persoane noi, învățăm informații noi și, de ce nu, putem să facem și un job din asta și să câștigăm și bani. Alături de mine în această dimineață este Mălina Brânză, este social media specialist și știe totul despre cum să avem un venit stabil în online. Bună dimineața, Mălina! Bună dimineața, Viorela! Îți mulțumesc tare, tare mult de invitație și sper să fie o discuție așa cu folos și cu esență. Îmi doresc tare mult! Cu cel mai mare drag! Am văzut că ai o pagină de Instagram foarte aranjată și ce mi-a plăcut foarte mult e că sunt foarte multe informații utile, gratis! Deci oricine poate intra pe pagina ta și deja citind toate postările și poate învăța foarte mult și își poate face o impresie despre acest domeniu. De ce crezi că este important ca un social media specialist să fie foarte activ pe rețelele sociale și de ce nu să-și împartă și secretele și multe informații pe care el le-a acumulat din propria sa învățare? Da, întâi de toate îți mulțumesc nespus de mult pentru compliment, înseamnă foarte mult pentru mine să văd că din exterior se vede astfel. Într-adevăr, dorința mea și activitatea mea pe Instagram a pornit acum 2 ani, când deja activam în domeniu, deci eram om de social media, însă simțeam nevoia unei comunități și asta mi-am dorit extraordinar de tare, să știu că am alături și că construiesc o părticică din povestea mea în social media și că reușesc să transmit din ceea ce am învățat și altor oameni și poate să-i și inspir în un fel sau altul din povestea mea. Ai spus că ți-ai început activitatea pe social media cu 2 ani în urmă. Ce făceai atunci? Mai exact. Făceam exact același lucru, doar că nu aveam prezența aceasta în social media. Practic, eu nu mă promovam ca brand personal, ci eram mai în spate, mai în umbră, dar activam exact în același domeniu, până când urmăream deja câțiva oameni din România și din afară, care la fel își promovau business-ul ca social media manager, ca specialist social media și am zis, vreau să fac și eu lucrul acesta, să arăt din informațiile pe care le-am dobândit și pe care le dobândesc în continuare. Crezi că prezența și vizibilitatea unui social media specialist în online ar putea motiva și alții tineri să vină în acest domeniu? Oh, absolut! Mie mi se întâmplă constant, pentru că eu de aproape un an ofer și mentorat. Practic mă întâlnesc cu studenți sau cu oameni la început care își doresc să pășească în domeniu sau care sunt deja în domeniu, dar totuși la început, și cu care mă conversez despre cum este să lucrez în acest domeniu, cum este interacțiunea cu potențialii clienți, cu clienții, cum orice ne lămurire legată de domeniul acesta, de la crearea postărilor, la publicare, la interacțiune. Deci da, cu siguranță și sper eu și simt că cumva activitatea mea a inspirat și a motivat și alte persoane să facă lucrurile acestea. Nu am îndoieli că anume așa se întâmplă. Spune-mi cum poate deveni social media un job? Pentru că ai spus mai devreme că oamenii vin la mentorat, vin la cursurile tale, înseamnă că vor să învețe ceva nou pentru activitatea pe care doresc să și-o construiască. Da, așa este. Aici depinde foarte mult de ceea ce îți dorești, pentru că poți fi social media, poți fi specialist social media și în cadrul unei agenții, deci ca angajat, dar poți fi și pe cont propriu, da? Deci practic freelancer, așa cum sunt eu. Căile sunt nenumărate, e un domeniu în continuă dezvoltare și în continuă învățare. Nu e, trebuie să recunoaștem că nu e medicină ca să necesite un studiu aprig, dar cumva există mai multe căi. Eu recomand să fie îmbinarea aceasta asta dintre partea teoretică, fie poate din facultate, fie poate din cursuri la care să participe, și partea practică, foarte, foarte mult pus în aplicare. Iar un cont propriu, personal, pe care să experimentezi, poate fi un loc de joacă foarte bun ca să vezi dacă îți place domeniul ăsta și dacă poți face lucrurile astea și pentru clienții tăi, pentru afacerile pentru care vrei să lucrezi. Cum ajungi să lucrezi cu clienți? Ce trebuie să cunoști în acest domeniu pentru că înțeleg din ceea ce îmi spui că este vorba de un specialist care gestionează afacerea unei persoane, prin gestionarea paginii online. Deci exact. Creează postări, creează fotografii, videouri, creează în primul rând o strategie de promovare pe rețelele sociale cu scop final de a atrage cât mai mulți oameni care vor cumpăra un anumit serviciu și produs. Așa este? Așa e. Îmi place foarte mult că ai pus accentul pe strategie, pentru că e foarte, foarte important. Social media nu mai e de mult o joacă și suntem conștienți de lucrul acesta și este într-adevăr o manieră puternică de promovare și
și de a ajunge la noi clienți pentru fiecare afacere. Și atunci e foarte, foarte important să fii conectat la ce se întâmplă în interiorul afacerii, să știi care sunt obiectivele de business, cum vrei să se întâmple lucrurile, ca mai apoi cum le transferăm în social media și cum poate social media să miște și mai mult ceea ce se întâmplă deja în afacere. Skillurile aici sunt nenumărate, cum ai spus și tu, nu le poți face într-adevăr pe toate la nivelul, la potențialul maxim, dar cumva ca om de social media trebuie să fii foarte, foarte bun și pe partea de psihologie. Pentru că vorbim oamenilor, e foarte, foarte important. Totdeauna când ne povestesc oamenilor, noi trebuie să cunoaștem foarte multă psihologie și recomand tuturor celor care vor să intre în domeniu. Psihologia consumatorului, dar nu numai, pentru că cumva noi lucrăm, spuneam de medici, noi lucrăm cu creierele oamenilor sub o altă formă. Și atunci, cu cât cunoști și cu cât îți cunoști mai bine publicul, persoanele care, de la deci care vrei să... Deci e important un social media specialist, în primul rând, să facă și o analiză absolut. Potențialilor clienți. Deci, pentru că dacă tu nu-ți pui întrebarea cui vinzi un produs, cum comunici cu acel om, n-ai cum să ai oameni care măcar se vor interesa de ceea ce faci. E primul pas de la care plecăm atunci când vine vorba de prezența în social media unei afaceri și întotdeauna le spun clienților mei sau oamenilor cu care mă mai întâlnesc. E foarte important să-ți cunoști publicul și să știi care sunt oamenii cărora te adresezi, pentru că plecând de la asta, îți construiești întreaga activitate, știi cum să comunici, care sunt nevoile lor, cum le poți tu bifa nevoile prin produsele sau serviciile tale și prin postările pe care le publici în social media. Deci totul pleacă de la a ne cunoaște cât mai bine publicul. E ca într-o relație. Cu cât îți cunoști mai bine partenerul sau partenera, cu atât știți să relaționați. Relația voastră devine mai armonioasă. Exact. Și e bazată pe încredere. Da, corect, așa e. Este important ca atunci când vrei să cumperi un produs sau un serviciu în multe domenii, este importantă încrederea, să ai încredere că acel produs este unul bun. Dar cine sunt oamenii care ar putea aplica pentru un job în calitate de social media manager, de exemplu? Pentru cine sunt? Deci cine este potrivit pentru acest job? Studenții ar putea să fie social media manager? Absolut. O mamă în concediu de maternitate poate fi, mai ales că noi vorbim, din câte înțeleg, despre un job care poate fi făcut parțial și part-time, nu neapărat cu prezență fizică și e mult de lucru la distanță. Ceea ce presupune că, de exemplu, eu pot să stau acasă, să creez texte, să creez fotografii pe care mi le transmite clientul, de exemplu, sau videouri pe care eu le montez și le editez și stând acasă sau, de ce nu, poate în vacanță, pot să gestionez o astfel de pagină și să am un venit lunar stabil. Da. Stabil, nu știu dacă e neapărat cuvântul potrivit aici, pentru că cumva, cum spuneam, social media fiind un domeniu în continuă schimbare, există foarte, foarte multe fluctuații. În schimb, oferă foarte multe oportunități, așa cum ai spus și tu, și una dintre principalele atracții, dacă e să le numesc așa, pentru oamenii care vor să pășească în acest domeniu, e faptul că îți oferă multă libertate în a lucra de absolut oriunde și tot mai mulți tineri își doresc lucrul acesta. Eu mizez foarte mult pe a fi pasionat de comunicare. Să-ți placă să scrii, să-ți placă să vorbești. Cumva una dintre ariile acestea trebuie neapărat să fie purtătorul. Și să-ți placă oamenii, pentru că e vorba de o, n-aș vrea să zic meserie, e vorba de un job, da? În care interacționezi foarte, foarte mult cu oamenii și trebuie să fii deschis și foarte curios întotdeauna. Pentru că cum vezi și tu lucrurile pe Instagram, spre exemplu, se schimbă și se întâmplă de la o zi la alta și atunci întotdeauna trebuie să te adaptezi la schimbări, la lucruri noi. Pentru cineva care e foarte în pătrățica sa și nu e nimic greșit în lucrul ăsta, e posibil să fie destul de greu o astfel de adaptare. Un student cât poate câștiga lunar în social media manager și hai să ne gândim câte pagini el poate gestiona astfel încât să poată fi prezent și la facultate, să-și aloce timp să studieze, pentru că este important să studieze și să obțină o diplomă într-un anumit domeniu, iar pe lângă acest lucru el poate să lucreze cu două, trei companii sau poate chiar mai mult. Da,
Absolut, și absolut. Să aibă un câștig lunar. Hai să spunem mai multe detalii telespectatorilor despre cum ar putea studenții să câștige bani în acest domeniu. Păi, uite, și de ce sumă e vorba? Uite, să estimăm. Eu, spre exemplu, când am început, eram în vara dintre examenul de bacalaureat și primul an de facultate, deci nici măcar studentă cu acte în regulă încă nu eram. Așa că eram în etapa dintre licean și student. Așa că, da. Deci vorbim și de, inclusiv și de faptul că nu doar studenții, da, absolut, pot activa absolut, în acest absolut, domeniu. Absolut, absolut. Dar pot activa și elevi. Da, da, elevi. Da, da. Cât timp există deschidere din partea clienților, că e posibil să fie mici reticențe, mm-hmm, desigur, absolut. Și eu nu cred că vârsta, cel puțin în domeniul ăsta, e un limitator sau o barieră, nici de cum. Și ca student, depinde foarte mult și de facultatea pe care o urmezi. Eu, spre exemplu, am făcut, încă sunt student, am terminat anul acesta, la comunicare și relații publice. Și atunci... Este un domeniu foarte apropiat de activitatea ta. Este exact același domeniu. Eu mi-am ales facultatea în funcție de ceea ce făceam deja și mi-a oferit oportunitatea și timpul și pasiunea să lucrez. Dacă ești la o facultate, nu știu, inginerie civilă, o informatică, atunci e posibil să fie puțin destul de greu, pentru că e, în mod cert, sunt domenii mai solicitante. Dar e un domeniu care îți oferă oportunități să poți face și facultatea în același timp. Îmi amintesc, uite, un exemplu, când eram în primul an de facultate, eram în autobuz, în drum spre facultate, mai făceam câteva postări, eram în pauzele dintre cursuri, mai făceam câteva postări, reușeam să le îmbin. Uite, un alt skill important, organizarea. E foarte, foarte important să fii organizat în domeniul acesta, pentru că administrând mai multe conturi, e posibil să cazi așa într-o nebuloasă și să nu mai știi, am postat pentru clientul X, n-am postat pentru clientul Y. Trebuie să planifici conținutul. Absolut, da, da, da. Eu recomand întotdeauna și spontaneitatea e foarte drăguță, dar atunci când deja ai responsabilitatea administrării mai multor conturi, eu ceea ce fac și ceea ce recomand este să planificăm conținutul, să știm că totul e stabilit, că poate la un moment dat, nu știu, pică internetul, se întâmplă ceva cu rețelele sociale, că se poate întâmpla, da. Și atunci tu deja ai planul stabilit. Așa este, sau ți s-a descărcat telefonul. Da, doamne, asta e chinul oricărui om de social media. Eu am o baterie externă și aș mai lua încă una întotdeauna la mine. Dar hai să le spunem totuși telespectatorilor cât câștigă un om în social media. Hai să... E normal că depinde foarte mult de cât absolut, muncește. Da, da, dar hai da. Să vorbim de niște sume de început. Cât costă, de exemplu, să gestionezi o pagină de Instagram pentru o afacere sau pentru un expert? Da. Mie mi-este foarte greu să vin întotdeauna cu sume exacte, pentru că depinde foarte mult și de experiența pe care o ai. Așa este, dar oricum înțelegi că e important să spunem și care ar fi acele sume pentru a-i motiva pe alți tineri să vrea să fie în acest domeniu, uh-huh, pentru că uh-huh. Eu știu că se câștigă bine, doar că e important să-i spui omului și cât e acea sumă. Da. Uite, de exemplu, pentru cineva care e la foarte început și are, să spunem, minimum două proiecte, da? Deci minimum doi clienți, eu aș spune că din respect pentru munca ta și pentru timpul tău, ar trebui undeva la cel puțin minimum pe economie. Adică cel puțin, ca să fii mulțumit. Două pagini? Da, cel puțin. Asta e orientativ, n-aș vrea să fie reper cumva. Dar și așa un salariu bun din punctul de vedere că tu nu mergi acolo în fiecare zi la birou. Deci, așa e. Practic, așa e. 70% din jobul tău este unul la distanță. Cum ziceai și tu, ești în autobuz, faci postări. Deci tu îți poți asigura chiar în perioada facultății un venit lunar care este unul foarte bun și care îți poate oferi o garanție a unui viitor. Exact. Dar vine și cu, desigur, și cu părți mai puțin, că totul pare așa foarte flower power, însă fiind vorba despre social media, e un domeniu care nu are program de deschidere și închidere, adică am pus lăcățelul și s-a închis social media și atunci, cumva, chit că tu stabilești un program de lucru, să spunem, dacă primești un mesaj la 8-9 seara, există posibilitatea să trebuiască să răspunzi la mesajul respectiv pentru, de pe un anumit cont, să spunem. Și atunci e un job care nu se termină niciodată cât timp nu-ți pui tu limite.
există... Dar iarăși ne întoarcem la organizare, pentru că pe rețelele sociale există mesaje automate în care tu poți să anunți omul care scrie care sunt orele tare de lucru. Da, da, așa. Deși este discutabil, pentru că uneori pentru rezultate ai nevoie să răspunzi aici și acum. Da, și mai apare și neprevăzutul, da, care în social media întotdeauna e sub formă de urgență. Da, așa este. Dar totuși, general vorbind, avem posibilitatea să-i comunicăm unui om că după ora 19 nu mai suntem disponibili să răspundem cât costă serviciul nostru sau produsul. Da, aici cumva vine cu experiența, pentru că fiind la început, eu mi-amintesc cum eram eu la început, foarte, foarte entuziasmat, cumva îți dorești să fii mereu prezent și să fii disponibil, dar ușor, ușor, ori în timp înveți să-ți pui limite profesionale și personale, chiar și într-un domeniu care e mereu în activitate. Ce greșeli fac cei care încep să activeze în acest domeniu? Care sunt greșelile care tu nu ai vrea ca ei să le facă, fiind tu mentor, îți dai seama că, uite, e cel mai răspândit acest lucru și nu mai faceți asta, vă rog. Păi sunt și greșeli pe care le-am făcut eu și din care am învățat și pe care le văd și la oamenii din jurul meu. Și cumva e normal să fie așa, să se întâmple așa. Uite, una dintre greșeli, unul dintre lucrurile pe care le văd la mulți dintre oamenii la început este să zică da. Să zică da la poate lucruri care nu li se potrivesc. Și aici mă refer la faptul că social media poate cuprinde foarte multe. Noi vorbim despre partea organică a lucrurilor, deci social media organic, dar avem și partea de ads, da, deci partea promovată. Și foarte mulți dintre clienți își doresc un om care să le facă bine pe toate. Eventual să fie și un om de social media, să facă și ads, să mai posteze ceva și pe site. Și atunci, fiind la început și din dorința de a avea clienți și de a-ți arăta pasiunea, e posibil să cazi în plasă de spune da, deși poate lucrurile respective nu ți se potrivesc sau poate nu ai timpul, că vorbim despre studenți, e important să echilibrezi și ce înseamnă facultatea. Și asta ar fi una dintre greșeli. Și poate o a doua, cum îmi vin două în minte, este că la un moment dat, din entuziasmul acesta, te oprești din a învăța și ai impresia că le știi pe toate și nu le știi niciodată pe toate, mai ales în domeniul ăsta. Și eu am făcut lucrul ăsta. În primul meu an, când deja începusem să am colaborări, am zis gata, nu mai fac niciun curs, sunt ok, nu mai citesc cărți și am simțit la un moment dat că am simțit un neapărat declin, dar o ruptură între mine și dezvoltarea mea și asta le recomand întotdeauna oamenilor. Citiți, învățați, studiați, nu vă lăsați plasă și nu vă acaparați doar de așa farmecul social media și că lucrurile astea sunt naturale. Nu, e nevoie și de studiu și eu cred foarte mult în a studia și în domeniu. Adevărul este că lucrurile se schimbă pe rețelele sociale cu viteza luminii și ceea ce ți-aducea feedback ieri, ceea ce îți aducea clienți ieri, astăzi nu-ți mai aduce. Iată de ce ai punctat foarte bine când ai zis că un social media specialist este un om care învață continuu și trebuie să fie gata să învețe continuu, pentru că s-ar putea ca o anumită strategie care funcționa foarte bine acum o lună de zile, astăzi, să fie atât de răspândită și atât de exploatată de toți ceilalți de pe piață, încât oamenii să nu mai reacționeze la astfel de cuvinte, să nu mai reacționeze la astfel de manieră de abordare a unui subiect și să nu mai reacționeze nici la anumite, nu știu, videouri. Acum aș vrea să te întreb și ce părere ai despre că e acum în vogă să faci videouri. Fiecare expert din orice domeniu face reels-uri în care își arată expertiza, vorbind cu cineva, așa cum vorbești tu acum cu mine, cropează secvențe scurte unde spune lucruri importante și le postează pe pagina sa. De ce crezi că acest lucru funcționează acum și de ce crezi că ar trebui și alți experți să urmeze acest exemplu? Am simțit cum vine întrebarea de când ai început primele cuvinte. Da, videourile sunt cele care sunt motorul în social media, fie că ne place sau nu, pentru că e cert că e mai greu de făcut un videoclip decât o fotografie. Asta pentru că, din nou, funcționează pe principiul să transmitem cât mai multe informații într-un timp cât mai scurt și care să ajungă cât mai ușor la oameni și, de fapt, uite, despre cum funcționează mintea noastră. Avem, într-un videoclip avem mai mult stimul, avem și stimul vizual și auditiv, cumva
lucrurile sunt mult, mult mai complexe și informația se întipărește mai ușor în mintea noastră, de aceea și tendința înspre videoclipuri și a platformelor de social media să le pună mai înaintare. Eu, de exemplu, n-am fost o fană, mi-a fost teamă la început de ce înseamnă avalanșa. Să vorbești în fața camerei? Nu să vorbesc în fața camerei, îmi place foarte mult să vorbesc, dar cumva de videoclipurile ce necesită un edit mai profesionist, mult mai multă muncă. Sunet. Da, exact. Însă vorbim din nou despre adaptare și atunci e important să vedem cum ne repoziționăm și să ne prindem. Ne place, trebuie să ne adaptăm. Da, dar cumva să ne adaptăm într-un fel în care să ne aducă și bucurie. Uite, de exemplu, dacă vrei să faci videoclipuri, găsește-ți metoda care ți se potrivește ție. Poate să vorbești în fața camerei, poate să faci un anumit tip de reel-uri, cum ai spus și tu. Să găsim și bucurie. Sau poate în asta. Introduci sonorizare, da? Da, exact. Și atunci nu vorbești neapărat în secunda aia în fața camerei, nu trebuie să ții cont că, nu știu, nu-mi place cum e fața mea, nu-mi place ce expresie am la față, dar poți într-un mediu foarte liniștit să registrezi și să pui vocalul deasupra. Mărina, îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp să vii la noi în această dimineață. Lucruri foarte utile au aflat telespectatorii în această zi de 2 mai, mai ales cum pot câștiga foarte bine în online, fie că sunt studenți, fie că sunt femei care stau acasă, fie că sunt mămici în concediu de maternitate și nu numai, oricine poate câștiga foarte bine în acest domeniu. Și îți mulțumesc mult și să ne revedem cu foarte bine. Cu cel mai mare drag. Alături de mine a fost Mălina Brânză, care știe totul despre rețelele sociale și cum poți să devii un social media specialist acolo.